Oamenii de afaceri se arată nemulțumiți de abuzul inspectorilor care vin să le verifice businessul. Ei susțin că inițial e nevoie de controle consultative și informative. Mai mult decât atât, e nevoie și de o lege a prevenției care să ușureze activitatea oamenilor de afaceri. Susțin businessmenii care au participat la masa rotundă de la Drochia, organizată de Camera de Comerț și Industrie, filiala Soroca. Citez. Nu înțelegem care este scopul analizei post De regulă, inspectorii fiscali stau cu lunile și blochează activitatea companiilor. Noi, oamenii de afaceri, nu cunoaștem care ne sunt drepturile când vine un inspector cu controlul și care sunt drepturile inspectorilor. Ei au planuri de raportat, de aceea întocmesc procese verbale și pun amenzi chiar și minime la orice control. Când vine inspectorul la control, te întreabă cum procedăm, omenește sau neomenește. Închecitatul susțin oamenii de afaceri.